Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Primăvară, primăvară, mi-amintești a câta oară de lumina dragostei din tâi. Frumoase sunt versurile cântecului. Pentru fiecare e diferit. Unora, primăvara le amintește de dragoste, altora de tristețe, cu siguranță însă, Scutul Patriei în orice anotimp vă duce cu gândul la armata țării și militari mereu la datorie. Suntem și astăzi, după cum bine știți, regizoarea emisiunii Domnița Jechiu și redactorul Tatiana Cocerva. Vă salutăm cordial și poftim de neascultați! A fost creată la 24 aprilie 1992. Sper că v-ați dat seama, este vorba de Marele Stat Major al Armatei Naționale, organul de planificare operațională și conducere militară a trupelor. Au trecut deja 26 de ani de când Marele Stat Major rămâne a fi cea mai importantă instituție, misiunea căreia a fost, este și va fi procesul de planificare, coordonare și conducere a armatei. Săptămâna curentă la Ministerul Apărării a avut loc ceremonia dedicată aniversării a 26-a de la crearea Marelui Stat Major al Armatei Naționale. Șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie, a menționat că ofițerii din Marele Stat Major au fost întotdeauna apreciați pentru înaltă pregătire profesională demonstrată la planificarea și organizarea misiunilor reale. Marele Stat Major al Armatei Naționale este organul de planificare și conducere militară a trupelor, format la 24 aprilie 1992, în baza hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 25 martie 1992. De asemenea, Divizionul de Artilerie a împlinit 26 de ani de la înființare. Momentul a fost marcat printr-o defilare festivă și exerciții demonstrative în cadrul unor ceremonii desfășurate la Ungheni, în prezența Corpului de Comandă al Armatei Naționale, veteranilor și foștilor comandanți. Prezent la eveniment, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie, a apreciat prestația efectivului Divizionului de Artilerie în cadrul activităților militare și celor desfășurate de comunitatea locală, menționând profesionalismul și dedicația de care dau dovadă militarii și civilii în executarea misiunilor. Pe parcursul activității a 26 de ani de la formarea acestei unități militare, în perspectivă să dezvoltăm acest gen de armă, noi lucrăm la acest capitol, suntem în măsură să rezolvăm diferite momente și misiuni care este puse pe această unitate militară, pentru că sunteți toți profesioniști. Asta este un lucru care dumneavoastră l-ați demonstrat atât pe platourile pe Nistru, cât și în poligoanele unde ați activat, atât în țară cât și în afara țării. Programul evenimentului de la Ungheni a cuprins exerciții demonstrative cu elemente de luptă corp la corp și exerciții de mănuire a armei, o expoziție de tehnică militară, armament și echipament, precum și un program artistic prezentat de către colectivele artistice din localitate. De asemenea, un grup de militari ai unității a fost decorat cu diplome de merit. Locotenentul major Sergei Ojorelkov este absolvent al Academiei Militare Alexandru cel Bun, iar decizia de a activa în Divizionul de Artilerie a luat-o încă din perioada stagiului de practică pe care l-a desfășurat în această unitate. În parcursul 26 de ani, efectivul Divizion de Artilerie au participat cu cinste și integritate la baza și apărarea Republicii Moldova și au altor obiective de importanță majoră. Au învățat tinerii ca să aibă patriotism și o dragoste neam foarte înalt. În parcursul 26 de ani, Divizion de Artilerie a participat la multe exerciții naționale și internaționale, care au dat dovadă de perspectivă și profesionalism. Șeful secției operației și instruirea divizionului, capitan Dumitru Ivanov, ne-a vorbit cu mândrie despre profesia aleasă și a accentuat că această zi pentru mine este foarte importantă, fiind ofițer. În 1992, pe acest platou a fost depus primul jurământ militar de către primii militari. Cu aceasta ei au fost dislocați la Coștința, Cocieri, ca să apere integritatea teritoriului Republicii Moldova. A fi artilerist este o mândrie, artilerie este ziua războiului.
războiului și un proverb spune că artileristul adevărat, la o distanță de 1000 de metri, ochește țințarul drept în ochi. Divizionul de artilerie a fost format la 19 aprilie 1992. Steaua, pasărea și dorul, toți salută tricolorul sfânt. Drapelul nostru are 3 culori strălucitoare. Onor la tricolor pe platoul Ministerului Apărării. Pentru unii, o pânză, pentru alții, niște culori, iar pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, el simbolizează trecutul, prezentul și viitorul statului. Reflectă principiile democratice, tradiția istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor Republicii. Vorbim de tricolor, drapelul de stat al Republicii Moldova. Ziua drapelului de stat a fost sărbătorită în toate garnizoanele militare în cadrul unor evenimente festive la care au participat reprezentanții autorităților centrale, locale, veterani și elevi. Ziua drapelului de stat a fost instituită de Parlamentul de la Chișinău la 23 aprilie 2010. Tricolorul a fost desemnat oficial drapel de stat pe 27 aprilie 1990 de către deputații primului legislativ. Tricolorul. Pentru noi, militarii, este mai mult decât drapelul de stat. Este trecutul nostru, istoria care poartă pecetea faptelor eroice ale strămoșilor. Este prezentul nostru, purtat cu mândrie în misiuni externe, exerciții multinaționale, ceremonii și parade militare. Este viitorul nostru, viitorul oamenilor care se îmbracă în patrie și își dedică viața pentru apărarea ei. Cele 3 culori simbolizează credința, demnitatea și esența noastră. Sunt culorile la care ne gândim când spunem pentru patrie, pentru onoare, pentru tricolor. Scutul patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Ministerul Apărării a găzduit ceremonia de absolvire a cursului postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale. În cadrul activității, Comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie, a înmânat celor 35 de reprezentanți ai mediului academic, demnitari de stat, funcționari publici, inclusiv cu statut special, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, instituțiilor de presă și societății civile, membrii ai partidelor politice, diploma și insignă de absolvent al cursului. Urmează detalii. Atașatul apărării al României, colonel Cristi Mitică la Daniuc, absolvent al cursului postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale, a apreciat profesionalismul cadrelor universitare de la Academie și a celor invitați, membrii ai corpului diplomatic, precum și experți, care prin prestația lor au adus plus valoare studiilor. Consider că acest curs trebuie să continue, are o utilitate deosebită, mai ales că este o oportunitate în care atât mediul civil cât și mediul militar pot să stea la aceeași masă și să înveți unii de la alții. Unul din marele avantaje și câștiguri ale cursului este faptul că ne-am cunoscut, am avut ocazia să legăm prietenii și în final poate cunoștințele le vom uita, dar relațiile stabilite pe timpul cursului și prietenile vor rămâne. Dincolo de relațiile personale, rămâne ce s-a predat pe timpul cursului, rămâne modul de abordare al lecțiilor, modul de abordare al lectorilor. Aici mă refer atât la lectorii din cadrul Academiei, din cadrul altor instituții științifice din Republica Moldova, dar și cei invitați. Unul dintre absolvenți este și preotul militar din Brigada Dacia, Veceslav Hortolomei. Protoiereul a subliniat că programul respectiv i-a oferit o nouă experiență pe care urmează să o împărtășească militarilor din Cahul. Cu mare drag am acceptat invitația ca să participăm și noi la acest curs, fiindcă foarte multe lucruri interesante care se întâmplă la noi în țară, în jurul nostru, în societatea noastră, de care nu prea se vorbește, nu prea se discută. Am avut niște coordonatori care ne-au consolat, ne-au consolidat chiar ca echipă, ca curs. Foarte multă și utilă informație am primit, pentru care suntem bucuroși. Credem că experiența care am acumulat-o aici, în echipa noastră, o vom promova și mai departe în societate civilă, chiar și pe tărâmul duhovnicesc acolo unde noi activăm, în parohiile militare, cum noi le numim, ca să ridicăm la un nivel mai înalt relațiile dintre militari, dintre societatea civilă, chiar și biserica care este permanent prezent în viața fiecărui creștin. Maiorul Radu Prodană, din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, a apreciat buna desfășurare a
cursului și a ținut să mulțumească Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Academiei Militare a Forțelor Armate, Alexandru cel Bun. A fost un curs extraordinar, colegi extraordinari, cu organizare impecabilă. Sperăm să aibă loc și în anii următori. În același timp, vreau să mulțumesc Academiei Militare pentru această posibilitate, pentru această oportunitate care s-a oferit Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Noi vă suntem recunoscători și mult succes în continuare. La rândul său, Cristina Chebeș, membra Asociației Promolex, a accentuat că studiile oferite pe parcursul programului sunt binevenite nu doar pentru reprezentanții instituțiilor de stat, dar și pentru societatea civilă. Sunt foarte mulțumită de faptul că atât Ministerul Apărării cât și celelalte instituții consideră că acest curs este binevenit, având în vedere tema acestuia, dacă este în domeniul securității naționale. Este binevenit nu numai pentru reprezentanții instituțiilor de stat, dar și pentru reprezentanții societății civile, alte organizații. A fost un curs numai că foarte interactiv și interesant, dar și a deschis careva paranteze, să zicem așa, pentru reprezentanții societății civile, fiindcă nu întotdeauna ai ocazia să participi sau să ai și un cuvânt de spus în asemenea evenimente. Studiile care s-au desfășurat în perioada ianuarie-aprilie curent au avut ca obiectiv familiarizarea funcționarilor publici și a militarilor din organele centrale de conducere militară cu problemele actuale ale securității naționale și pregătirea acestora pentru îndeplinirea atribuțiilor de conducere în instituțiile responsabile de securitatea și apărarea națională. Programul de studii a cuprins subiecte cu privire la sisteme și doctrine politico-militare, bună guvernare și conducere strategică, securitate națională și internațională, război informațional, drept internațional umanitar, relații civil-militare și alte teme relevante. Anul acesta, în premieră, doi diplomați militari, atașații apărării din România și Ucraina, au optat pentru studii în cadrul cursului respectiv. De asemenea, pentru prima dată, studenții au efectuat vizite de documentare la instituțiile de învățământ militar de la Brașov, București și Odessa. Cursul postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale, organizat de Academia Militară a Forțelor Armate, Alexandru cel Bun, este la a cincea promoție. Inițiați în tainele armatei. Tineri din 19 sate din raionul Șoldănești au marcat la Olișcani ziua recrutului. Viitorii ostași au avut posibilitatea să-și încerce puterile în cadrul mai multor competiții sportive, să admire o expoziție de armament și echipament militar și să fie spectatorii unui program demonstrativ cu lupte corp la corp prezentat de către cercetașii din Brigada Infanterii Motorizate Moldova. Evenimentul a adunat peste 120 de tineri care au concurat la probele sportive, ridicarea la bară fixă a greutăților, dar și aruncarea grenadei. Acestea însă și alte probe de rezonanță au reprezentat un prim test de maturitate civică pentru viitorii ostași, iar cei mai puternici și curajoși s-au ales cu diplome și premii bănești. Mă numesc Erhan Victor, sunt din orașul Șoldănești. Particip anual la această sărbătoare, la ziua recrutului, fiindcă îmi place să demonstrez capacitățile mele de sportiv și ceea ce am acumulat pe parcursul anului. Am obținut la alergarea de viteză 100 de metri, locul 3, și la aruncarea grenadei, locul 2, și împreună cu echipa din Șoldănești la tragerea odgonului. Vreau să vă apropiați de masa arbitrului. La final am văzut că ați participat și la tragerea odgonului cu o echipă de militari. Cum a fost? A fost mai dificil? Da, a fost mai dificil. Cel, fiindcă băieții sunt mai pregătiți, se vede cine muncește mai mult. Mă numesc Rus Andrei. Evenimentul mi-a plăcut foarte tare, mi-a plăcut cum a fost organizat, mi-a plăcut probele care au fost. Am avut și eu noroc să câștig la proba aruncarea grenadei de 700 de grame și la ridicarea greutății. Mi-a plăcut militarii cum au evoluat, au arătat un show interesant. Au menționat participanții. Alexandru Vișniov, specialist în domeniul recrutării din Șoldănești, menționează că numărul participanților la astfel de acțiuni crește în fiecare an, iar acest lucru contribuie la promovarea imaginii Armatei Naționale. Ați avut mulți doritori anul acesta de a participa la această competiție? Ca tare, ca anul ăsta, ca primăvara asta, nu a fost niciodată. Acum s-au prezentat foarte bine, nu bine, dar foarte bine. În toți care avem la evidență 2000 și
100 de recruți. Clar, majoritatea învață, sunt mulți psihotari, dintre ei s-au prezentat 110 recruți, eu mă gândesc că asta e bine. A spus specialistul în domeniul recrutării, Alexandru Vișniovăi. De asemenea, Maria Șaptefrați, șef secție administrativ-militară din Șoldănești, a menționat că activitatea a avut un impact pozitiv asupra tinerilor. Activitatea a avut un impact pozitiv asupra tinerilor recruți, pentru că din 23 de primării care le avem la evidență, avem prezente 17, ceea ce este un număr semnificativ pentru noi, cu un număr de recruți, un număr de 110, care au participat la probele sportive și sperăm că pe viitor o să-i avem în rândurile recruților pentru a fi incorporați în rândurile armate. A concluzionat Maria Șaptefrați, șef secție administrativ-militară din Șoldănești. Potrivit primarului satului Olișcani, Andrian Sfeclă, aceste acțiuni contribuie la educarea tinerei generații în spiritul militaro-patriotic. Așa manifestații cum s-a trecut astăzi pe stadionul satului Olișcani sunt foarte binevenite pentru educația tinerii generații, pentru dedicarea patriotismului, pentru necesitatea de a-și face serviciu militar. În primul rând, ca să consolideze tinerii ca bărbați, într-al doilea rând, să înțeleagă mai bine ce e patrie, ce e datorie față de patrie. Îndeopște, pentru viața de viitor. Armata pentru toți a fost un examen nu ușor de trecut, dar foarte benefic pe urmă. A fost primarul satului Olișcani, Andrian Sfeclă. Astfel de evenimente sunt organizate cel puțin o dată în an în toate raioanele pentru a informa recruții despre serviciul militar. Și 2 de ani de la explozia din Cernobâl, amintirile sunt tot atât de dureroase. Participanții de la lichidarea avariei de la centrala atomoelectrică Cernobâl, care și-au pierdut viața în urma catastrofei, au fost comemorați la Chișinău. Evenimentul a început cu depuneri de flori la monumentul Ștefan cel Mare, iar apoi coloana de oameni s-a îndreptat printr-un marș la complexul memorial din parcul Valea Trandafirilor. Președintele Asociației Cernobâl a Forțelor Armate, colonelul în rezervă Andrei Ficolaș, a menționat că în fiecare an la piatra memorială se adună oamenii care au trăit aceeași tragedie, pentru a comemora pe cei răpuși de radiația ionizată și pentru a depăna amintirii alături de compatrioții care și-au curmat viața și sănătatea. Au trecut 32 de ani de la această catastrofă care a fost cea mai dezastruoasă din toate timpurile. Primii care au sărit la lichidarea consecințelor avarii la Cernobâl a fost militare. La lichidarea consecințelor au participat 224 de unități militare, în componența cărora au fost 340.000 de militari în termen și militari pe contract și cei chemați prin comisariatele militare pe atunci. Au trecut foarte multă lume prin acest calvar. Toți au fost afectați de radiația ionizantă, care nici nu miroase, nici nu se vede, dar consecințele au fost foarte grave, pentru că practic toți participanții au fost
fost grav bolnavi după ce au trecut ani și ani, mulți s-au dus din viață. Ștefan Chicu s-a numărat printre sutele de bărbați care, după catastrofa din 1986, au mers în zona contaminată pentru a participa la lichidarea consecințelor accidentului nuclear. Eu am fost din regiunea Donbass, eu lucram la o șahtă acolo și am fost ca chimic cercetaș. Ne-am încărcat din Donetsk în avion, 260 de oameni, ne-am îmbrăcat în haine de-a mău soldățești și am fost pe prima linie acolo în Rus. Asta a fost 22 iunie 86. Încă a mirosea a iod. Noi în gât simțăm iodul. Ion Gonța s-a aflat timp de 3 luni în orașul ucrainean, iar schimbările de sănătate le-a simțit deodată ajuns în regiunea afectată. Eu lucram la cale ferată și când mă ducem la lucru acasă, văd că vine. Dar știe când vin la lucru, doi soldați la ușă și la ușă. Să veniți la voicomat, să treceți comisia la perepot gătov. Și acolo ne-a chemat 16 și eram, am trecut comisia în timp de un ceas de vreme și gata, ne-a încărcat și ne-a dus la Cernobâl. Acolo am ajuns, cum am ajuns, era altfel, dureri de cap. Elena Crăciun și-a pierdut soțul la câțiva ani după ce s-a întors de la Cernobâl, acesta fiind primul om care a decedat din Republica Moldova. Am venit să comemorăm această aniversare care ne-a dus o durere mare în suflet. În 1986 a fost luat la Cernobâl soțul meu, Crăciun Alexandru. De unii s-a tras și boala și decesul. A trăit foarte puțin, nici n-a dovedit să bucură de copii, să-i vadă cum cresc ceva, fiindcă la 40 de ani a plecat deja. El nu ne-a povestit nimic când a venit, fiindcă era secret. El numai ne-a spus așa că ați vedeți câte lume a să decedeze după 5, 10, 15 ani. El nu știut că n-ar să mai ajungă mulți ani ca să trăiască, fiindcă aceea este moarte albă, că nu vezi, ei merge în aer și nu vezi. Și te afectează și când cauți, ești bolnav, dar nu înțelegi de ce, de unde. Dacă nu erau soții noștri la Cernobâl, jertva lor să supe acolo acea radiație. Vasile Zestrea avea pe atunci 18 ani și îndeplinea serviciul militar în termen. A participat la lichidarea consecințelor exploziei aproape 2 ani. Odată întors în patrie, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Eu atunci făceam serviciu militar. De la voicomat m-a luat, am plecat. Întâi într-o ceas și apoi în ceilalți și când ne-a dus seara, noapte, la vreo oară, am păzit electrostanția. Astăzi veniți să mă întâlnesc cu prietenii mei care mai sunt în viață. Trage-mi experiență, poate fi mai bine, dar mai bine nu, mai rău, da. Cu care am slujit cu dânșii, vreau să mă întâlnesc și mai vedem care mai sunt în viață, ori nu. Dar nu-i cunosc de-a meu trecut ani, de atunci nu e un an, dar 32. În dimineața zilei de 26 aprilie 1986, o eroare a cauzat explozia unui reactor al centralei nucleare de la Cernobâl, Ucraina. Din regiunile afectate au fost evacuate peste 300.000 de persoane. De menționat la lucrările de lichidare a accidentului, au participat și 3.500 cetățeni ai Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova în parteneriat cu Ministerul Apărării. Au învățat să stingă un incendiu și să acorde primul ajutor medical în caz de necesitate. Vorbim de 20 de conducători auto din Armata Națională care, pe parcursul a 3 săptămâni, învață de la experții germani măsurile de transportare a mărfurilor periculoase. În ce a constat această instruire desfășurată în premieră în Republica Moldova, aflați în continuare. Potrivit șefului Direcției Logistică a Marelui Stat Major, colonelul Iurie Vruma, timp de 3 săptămâni, cei 20 de conducători auto studiază procedurile și normele de ambalare și încărcare a mărfurilor care prezintă risc, tehnici de marcare a vehiculelor și acțiunile care trebuie întreprinse în cazul producerii unui accident. Pe lângă reparația la locul de depozit, pe lângă păstrarea în siguranță a armamentului și muniției, avem și capitolul transportării munițiilor și siguranța acestora în timpul mănuirii și transportării lor. De aceea se desfășoară acum un curs anumit cu conducători auto, transportarea mărfurilor periculoase, adică substanțe chimice, muniții și altele care personalul armat național ar trebui să cunoască și acest curs ne bucurăm foarte mult că se desfășoară în premieră, nu numai în Armata Națională, dar în premieră, se desfășoară chiar la nivel de țară. Cuprinde un șir de măsuri, cum ar fi cursul teoretic și practic, care acum se desfășoară fără conducerea mașinilor, apoi
în luna mai, luna iunie, se va desfășura un curs practic anume pentru șoferi cu conducerea auto, a spus colonelul Iurie Bruma. După ședințele teoretice, militari au ieșit în teren pentru a testa cunoștințele la modul practic. Împărțiți în două echipe, unii învățau cum să acorde primul ajutor medical, iar alții cum să stingă un incendiu care se produce în timpul transportării munițiilor. Tonier Popa Serghei, batalionul 22, tehnician superior. De exemplu, suntem în trafic, transportăm substanță explozivă din punctul A în punctul B. Pe drum s-a întâmplat, de exemplu, un accident. Care sunt acțiunile noastre? În primul rând, marcăm locul ca să nu încurcăm la trafic. După asta, ne uităm dacă nu avem persoane rănite, scurgeri de substanță, sunăm la persoanele competente să vie să ne ajute, să ne acorde ajutorul necesar. Pe lângă ce că învățăm pe acordarea primului ajutor medical, noi ne instruim cum să acționăm în caz de incendiu. Nu vă plecați niciodată cu corpul peste butoiul sau peste sursa de incendiu? Tot timpul stingeți incendiu lateral, adică cu corpul mai mult poziționat lateral? Und nicht direkt wieder vom Brandherd weg, sondern după ce ați acoperit sursa de incendiu, nu plecați imediat, ci așteptați câteva secunde pentru a fi sigur că s-a stins incendiu. Ok, ataca. La atac! Printre participanții este și locotenent colonelul Igor Bărnaz, care a specificat că studiile se vor finaliza cu un examen de capacitate care le va oferi conducătorilor dreptul și calificarea de transportare a mărfurilor periculoase, nu doar pe teritoriul țării, dar și în celelalte 50 de state membre ale acordului european referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase. Acest curs va da posibilitatea la sfârșitul cursului să dăm un examen pentru a primi un certificat ADR, care în Armata Națională încă nu l-au conducătorii auto. El este pentru transportarea tuturor mărfurilor periculoase și inclusiv pentru prima dată chiar în toată Moldova sunt instruiți pentru transportarea mărfurilor periculoase de clasa 1, adică substanțele explozibile, care la civil nu poți face acest curs la noi în Moldova. Certificarea acestui curs este pentru 5 ani. După 5 ani, șoferii care sunt instruiți și vor avea certificate va trebui să prelungească aceste certificate printr-un alt curs de prelungire care va dura 2-3 zile. A fost locotenent colonelul Igor Bărnaz. Experții germani menționează că militarii armatei naționale sunt instruiți în conformitate cu standardele internaționale. Capitanul Rainer Theobald, ofițer al Armatei Federale Germane, subliniază că activitatea de instruire face parte dintr-un proiect finanțat de Republica Federală Germană, care prevede și o donație de 5 camioane noi cu remorcă în valoare de 1,5 milioane euro. Finalizarea acestui curs de instruire a conducătorilor de vehicule cu marfă periculoase, Germania, în cadrul cooperării bilaterale Moldo-Germania, va pune la dispoziție armatei naționale și tot materialul necesar pentru realizarea în practică a celor învățate, și anume vorbim despre un sprijin material sub formă de camioane și alte echipamente în valoare de 1,5 milioane de euro. Și odată ce va fi transmisă această donație de asistență tehnică, materială, putem să vorbim despre posibilitatea pe care o va avea Armata Națională din Republica Moldova să transporte în siguranță munițiile și armamentul. Und Deutschland ist bestrebt, das auch weiter zu begleiten. Activitatea organizată de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova în comun cu cel al Germaniei se desfășoară în perioada 17 aprilie-8 mai curent. Curier militar. Start pentru evacuarea și distrugerea deșeurilor de pesticide din Ceaderlunga, Sângerei și Ungheni. Ministerul Apărării demarează activitățile de evacuare și distrugere a deșeurilor de pesticide colectate în depozitele centrale din Ceaderlunga, Sângerei și Ungheni. Astfel, potrivit colonelului Mariana Grama, șef secției relații militare în cadrul Direcției Planificare Strategică, începând cu data de 22 aprilie, o echipă de 7 militari din cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, împreună cu reprezentanții ai unei companii specializate din Marea Britanie și membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a Găgăuziei vor desfășura activități de pregătire pentru export a circa 60 tone de deșeuri de pesticide din depozitul central din localitatea Gaidar, raionul Ceaderlunga din Găgăuzia. Sursa a specificat că pesticidele au fost colectate din mai multe localități și urmează a fi transportate la uzina Dobrovo-Gornicia din Polonia pentru a fi distruse termic. Colonelul Grama adăugat
că până la finele lunii iunie 2018, alte 253 tone de pesticide vor fi evacuate din două depozite raionale situate în satul Alexandreni, raionul Sângerei. Pesticide acumulate din municipiul Bălț și raioanele Drochia, Sângerei și Ierineț și satul Zagarancea, raionul Ungheni, poligonul divizionului de artilerie. De menționat că acțiunile se desfășoară în cadrul proiectului Fondului de Încredere NATO privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase din Republica Moldova. Până în prezent, Ministerul Apărării a transportat transfrontalier și distrus în Polonia 957 tone de deșeuri de pesticide, din cele 1269 tone planificate din raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Călăraș, Comrat, Dondușeni, Glodeni, Ialoveni, Leova, Fălești, Soroca și Taraclia. Activitățile respective au fost susținute financiar de către Guvernul Republicii Moldova și statele membre și parteneri NATO, cum ar fi Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Germania, Luxemburg, Finlanda, Italia, Japonia, Letonia, Norvegia, Polonia, România, Turcia și Slovenia. România este stat lider al proiectului. Agenția NATO pentru suport și achiziții este agenția de implementare a proiectului din numele NATO. Ranița cu melodii. În această săptămână spunem un sincer la mulți ani colegilor din Marele Stat Major, Divizionului de Artilerie și Batalionului de Transmisiuni, care au sărbătorit 26 de ani de la fondare. La acest aniversar vă dorim sănătate, pace în țară, serviciu ușor și motivație pentru a vă continua meseria. Vă mulțumim pentru profesionalismul și dedicație de care dați dovadă în executarea misiunilor. Să ne trăiți! Oricine are țara lui sub soare, ca un bob sub brazda câmpului întins, iar a noastră soartă-i focul cel din vatră, să-l păstrăm în veacuri veșnic și nestins. Iar a noastră soartă-i nucul de la poartă, dragostei de glie tainic legământ și credință sfântă celor care în luptă viața au jertfit-o pentru acest pământ. Apun în tihne zorile sub raze a mii de culori, să crească frumoase florile, veghează ai țării feciori. Răsar în tihne zorile sub raze a mii de culori, să crească frumoase florile, veghează ai țării. Scutul patriei nu este o armă și nici o acțiune de apărare. Scutul patriei din fiecare duminică este emisiunea care răspunde la întrebările cele mai frecvente. Unde, când, cum și ce face ostașul? În unitate, cazarmă, poligon, în misiuni, exerciții și peste hotarele țării. Este emisiunea mamei care are grijă feciorului din armată, a cetățeanului care poate monitoriza activitatea armate naționale, a tânărului care prin jurământul militar este gata să cadă pentru patrie, a fiecărui ascultător fidel și a oamenilor care se dedică. Vă mulțumim și de această dată pentru audiție. Ne auzim data viitoare, la început de mai. Noi suntem Domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. La revedere! Iara noastră soartă-i focul cel din vatră, să-l păstrăm în veacuri veșnic și nestins. Fie zi ori noapte e în securitate, bobul de sub brazdă și al casei prag, gândurile rele, tainicile fapte, peste scutul nostru țandără se sparg. Apun în tihne zorile sub raze a mii de culori, să crească frumoase florile, veghează ai țării feciori. Răsar în tihne zorile sub raze a mii de culori, să crească frumoase florile, veghează ai țării feciori.
lumină zorile, sub raze a mii de culori, să crească frumoase florile, veghează ai țării feciori. Răsare.